semne ale instalării depresiei funcționale. Iată prin ce se deosebește de depresia obișnuită. Contrara așteptărilor, depresia poate lua forme subtile, de aici incertitudinile și chiar negarea ei. Iată cum arată depresia funcțională și cum putem să o gestionăm corect. Tristețea profundă, lipsa de energie, izolarea și evitarea activităților plăcute sunt adeseori plasate în extreme atunci când vine vorba despre identificarea depresiei, iar în consecință puține persoane conștientizează cu adevărat momentul în care se instalează o formă ușoară a depresiei. În plus, chiar dacă o persoană conștientizează că ceva nu este în regulă în felul în care se simte și funcționează, adeseori va avea tendința să nu își asume suferința și să o pună pe seama stresului cotidian, obosării acumulate sau să ignore simptomele sub pretextul că nu mi se poate întâmpla mie. Depresia funcțională se referă la formele ușoare ale depresiei și cuprinde simptome mai puțin debilitante, însă care cu siguranță afectează și alterează viața persoanei care deseori nici nu știe că o trăiește. Sentimentul că totul este greu și dificil, lipsa motivației, perspectiva pesimistă asupra viitorului și prezentului, tendința de izolare, oboseala, toate ascunse sub masca zâmbetului și atitudinii care spune că totul este ok. Persoanele cu depresie funcțională pot fi atente la felul în care se prezintă vestimentar, pot fi zâmbitoare, se pot adapta provocărilor locului de muncă și pot fi chiar performante în unele situații, lăsând în plan secund sentimentul de izolare și lipsa de sens, lipsa planurilor și a motivației din viața personală. În acest sens, riscul de apariția complicațiilor în cazul depresiei funcționale este ridicat întrucât nimeni, cu excepția persoanei în cauză, nu știe cu adevărat ce emoții și gânduri sunt de fapt în interior. Depresia funcțională poate fi trăită ca o stare de supraviețuire și nu de bucurie de viață. Persoana în cauză simțind că mai degrabă face față vieții și nu că se bucură de ea. Cu alte cuvinte, dacă trăiești o perioadă în care ți este greu să te bucuri de lucrurile bune care ți se întâmplă, în care ai puțină energie pentru activitățile pe care le desfășori în mod curent și dacă îți pui la îndoială capacitățile, abilitățile și chiar viitorul, află că există variante prin care te poți ajuta. Chiar dacă vorbim despre depresia funcțională, iar asta înseamnă că da, reușești să faci față activităților zilnice, aceasta are nevoie de tratament adecvat pentru ca tu să-ți împlinești cu adevărat potențialul. Pentru asta, observă-ți corpul și încearcă pe cât posibil să te alimentezi corect și să faci efort fizic. Ia-ți în considerare tendința de autoizolare, dacă există, și observă dacă apare nevoia de a limita relațiile pe care le ai în prezent. Păstrează ți prietenii aproape și comunicăle, atât cât îți este confortabil, despre felul în care te simți. Dacă este cazul, le poți spune faptul că te simți obosită, tristă sau că ai o perioadă mai grea. Găsește un hobby sau o activitate pe care să o desfășori cu plăcere și care, ideal, să te pună în contact cu alte persoane. Păstrează atenția la proporții. Observă câte ore lucrezi, câte dormi, cât și cum ai tendința de a te alimenta, cât ți se schimbă rutina zilnică. În cazul în care observi schimbări importante, care rezistă eforturilor tale de intervenție și care îți afectează în mod negativ viața, consultă un specialist. Informează-te din surse sigure și consultă un specialist dacă simți că ai nevoie de ajutor fie că abordezi o persoană pe care tu o identifici, fie că soliciți o recomandare de la un prieten sau medic, este important să primești susținere specializată, adaptată nevoilor tale din această perioadă. Dragii mei, fiți atenți la aceste semne și luați legătura cu medicul specialist pentru a rezolva problema. Abonați-vă, apreciați și distribuiți.